Salutare oameni buni și respectivi, foarte mulți oameni răi care a râs când i-a tremurat vocea lui Chiove și atunci cu revocarea. <laughs> E, acum le tremură lor chiloții căci uite basketbalista s-a întors și probabil va începe să arunce la coș mari infractori ai Europei și nu numai o să arunce la coș, bă o să și scoată din coș multe dosare pe care bulangii de la noi și din Europa le-a aruncat Sanchi crezând că procuror șefa lumii va fi Dragnea. <laughs> Na, Dragnea e acum la pușcărie, iar și e la butoane. Eu simt o așa și pe spinarea șefilor jandarmeriei, care a bătut oameni nevinovați la 10 august. Concluzie, nu fi sclav pentru șefii trecători și nu-ți bate propriul popor, că până la urmă dreptatea învinge. Iar ce vedeți în spate este, ghici ce, biblioteca de la Rahova. <laughs> care i așteaptă cu multe volume pe toți șefii de care ziceam și pe toți vagabonții care a crezut că a scăpat de chioveșii. <laughs> Uite că s-a întors, mititica! Exact! Mititica, asta îi așteaptă de acum pe toți infractorii și nu doar din România, ci din toată Europa. Ha <laughs> Ce să mai, acum că a ajuns Chiove și procuror șef european, parcă văd că se reia călătorile spre Costa Rica și Madagascar. Dacă nu se aplică măsuri gen Închiderea granițelor, în scurt timp, comunitățile de români din Madagascar și Costa Rica va fi mai mari decât alea din Spania și Italia! A <laughs> și ați văzut cum s-a întunecat cerul imediat după anunțul că și va fi șefa parchetului european? Era de la mile de elicoptere smurd, chemate de politicieni care s-a căcat instantaneu pe ei, <laughs> ca virginel ăla de la Suceava, ca pe taxiuri chema infractori elicopterele de la smurd, deși se umpluse cerul încât cății cei că sunt roiuri de albine, numai că nu era roiuri de albine, ci de trântori și nu făcea miere, ci căcat. Vă zic, a fost atât de multe solicitări la 112 de la PSD, că la Aldeu nici n a mai ajuns elicopterele. Tăricia nu a trebuit să se mulțumească cu niște Pampers. <laughs> și se tot vorbește de câteva zile că va veni un val de aer polar dinspre Siberia. N-a prea venit, dar uite că în locul lui a venit un val de aer de răcoare dinspre Rahova. A, ah, și se pare că în cinstea acestui eveniment, UE va schimba numele pentru câteva zile, în UE PSD. Iar la guvern s-a declarat zi de doliu național. Veorica a coborât draperia în bernă. Dar mai e ceva, și ar trebui să doneze 50% din salariu la partidele de guvernare și la cele două televiziuni de știri se știe ele care, că dacă nu mâncau de curs seară de seară și zi de zi, n-ar fi ajuns și așa de ușor unde a ajuns. Păi să dea niște acatiste și asta ar fi corect, nu? În fine, aveți idee cât costă 30 de bilete de avion până în Costa Rica? Întreb pentru un cex. <laughs> Hai vă pup! Nu uitați că după ploaie vine soare. Pentru ăștia de la guvernare, care a furat cu zecile de milioane din fondurile UE, e invers însă. După soare vine ploaie. O ploaie de penisuri în anus la pușcărie, unde va ajunge toți infractorii ca ei. Am încheiat transmisia specială de la Rahova din biblioteca pușcăriei. Vă aștept aici, vagabonților care vă știți ca That's for that! <laughs>